În primul rând, ce mi-a plăcut este starea de libertate. M-am simțit foarte liber în a-mi exprima gândurile, emoțiile, în a face tot ceea ce simt, în a comunica cu toți cei care au participat la acest workshop. Și nu e vorba numai de o vorbărie goală, e vorba de a comunica la nivel de suflet cu ceilalți, de a te apropia sufletește de ceilalți. Mi-au plăcut foarte mult jocurile, mi-a plăcut foarte mult modul de abordare a fiecărei, să zicem, a fiecărui joc, pentru că la început a fost nevoie de un fel de acomodare, un fel de comunicare cu ceilalți, după care am început efectiv să zicem, partea de aplicație, partea practică. Adică jocul respectiv, tehnica propriu-zisă respectivă. Și nu a fost așa ca o față de multe alte workshop-uri unde e o chestie... Adică m-am simțit mult mai liber. Foarte liber față de multe alte workshop-uri, unde acolo sunt, se vede clar că sunt merg chestiile punctate, merg, adică trebuie să respecti niște chestii așa. Tantra înseamnă libertate, în primul rând. Și comunicare. Deci, e o cale de a rupe orice fel de bariere, de a te simți liber, fericit și de a... Poate cel mai important este să-ți regăsești sufletul și să ți regăsești și prin ceilalți. Vreau să te întreb cum te-ai simțit la acest curs de tantra? A fost o experiență extrem de interesantă. A fost mai mult decât mă așteptam din toate punctele de vedere. A fost intens, dar în același timp liniștit. A fost plin de energie și în același timp m-am simțit în siguranță. A fost o contradicție, dar o contradicție interesantă și frumoasă.